Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 5 noiembrie 2021. Tu ai un dar de la Dumnezeu. Avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Romani 12, versetul 6. Nu poți spune, nu-i sunt de niciun folos lui Dumnezeu, sau nu sunt de folos în biserică, sau Dumnezeu nu mă poate folosi în niciun fel. Deoarece tu ai un dar de la Dumnezeu și ești chemat să-ți folosești darul pentru a-i binecuvânta pe alții, pentru a zidi biserica și pentru a fi reprezentantul împărăției sale înaintea unei lumi care ne privește. Biblia spune în 1 Petru 4, versetele 10 și 11, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Am încheiat citatul. Fiecare creștin este un misionar, un om trimis cu o slujbă. Misiunea bisericii va fi îndeplinită când fiecare credincios își exercită darul spiritual în slujirea unul față de celălalt. Și lucrarea bisericii este afectată în momentul în care nu-ți exerciți darul spiritual. Iar pentru că Duhul Sfânt hotărăște darul specific pe care îl primește fiecare, nu este loc de invidie și de competiție. Apostolul Pavel scria, 1 Corinteni 4, versetul 7, cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Am încheiat citatul. Fiecare dintre noi are un dar diferit și fiecare dar este desăvârșit. Duhul Sfânt în înțelepciunea sa ne-a dat fiecăruia un dar specific sau daruri care ne ajută să lucrăm eficient în trupul lui Hristos. Așadar, folosește-ți darul.